Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit de aici, de la Hunedoara 1 TV, de la tale dimineții. Ce faceți? Nu e foarte frig afară, să știți. Am văzut că o parte din telespectatorii mei fideli, cărora le mulțumesc din suflet, că sunt aproape de noi în fiecare dimineață, am văzut că deja ați dat like și mi-ați urat bună dimineața la postare. Vă mulțumesc, dragii mei, că sunteți alături de noi în fiecare dimineață și că ne urmăriți și că sunteți alături așa cu sufletul, pentru că cunoscându-vă, sunteți prieteni și știu că sunteți cu sufletul alături de echipa de la Dale Dimineții. Bună dimineața, Rosi, și ce să zic, să te faci bine. Rosi e așa un pic obosit. O să vedeți, dragii mei, ce lucruri minunate se întâmplă, pentru că mereu aici, la Dale Dimineții, vorbim despre lucruri frumoase, lucruri care ne aduc bucurie în suflet, lucruri care despre oameni care fac ceva. Așa cum am dezvăluit ieri în emisiunea cu Nicole, în această dimineață ne-am mutat de la liceul de arte la liceul sportiv, dragii mei, pentru că așa cum eu vreau să cred, aici, la noi, la DEVA, în județul Hunedoara, avem fabrici de talente, le spun eu. Copii, tineri, care pornesc de la o vârstă foarte fragedă să facă ceva. Unii fac sport, alții fac muzică, alții excelează la matematică, la științele exacte. Încercăm împreună, echipa de aici, de la Hunedoara 1 TV, să-i aducem aproape de dumneavoastră și să aflăm ce tineri minunați avem. Familiile lor depun eforturi financiare, eforturi suplimentare sufletești, pentru că în momentul în care ei se pregătesc de concurs sau chiar sunt la concursuri, cei care sunt aproape de acei concurenți, de acei tineri, să știți că cu siguranță inimioara lor bate foarte tare, cred. Despre toate acestea vom povesti cu cel care e foarte aproape de tineri, pentru că dacă trecem pragul acestui liceu și întrebăm cu cine putem sta de vorbă, tinerii spun în cor: cu domnul director. Domnul director Adrian Liga, bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă reîntâlnesc. De peste cetate DEVA, e o bucurie a sufletului meu că m-am întors după câțiva ani și vă regăsesc tot acolo și la fel de iubit de tineri. Asta e foarte impresionant. Nu s-a schimbat nimic din punctul ăsta de vedere, ba dimpotrivă, mai multă dragoste am simțit la copii față de dumneavoastră. Da, nu știu ce să zic, mulțumesc. Toți încercăm să fim foarte apropiați de copii. La liceu cu program sportiv chiar ne place să credem că formăm o familie. O familie foarte frumoasă acolo la liceu, la LPS Cetate DEVA. Că zici liceu cu program sportiv Cetate DEVA e prea lung și zice în LPS Cetate DEVA, eu îi spun liceu sportiv, probabil că așa îi spunea cândva, da. Pentru că așa am învățat de la prietenii mei devenii și hunedorenii de baștină, pentru că eu, dacă nu am făcut școala în județ, iau de la prieteni și întreb, dragii mei, și lucrurile pe care urechile mele le aud îmi bucură sufletul. Și citim în presa națională și mi-a plăcut așa foarte mult când am citit despre delfinii de la DEVA. Am zis, wow! Da. Dar ajungem și acolo la partea cu delfinii. Prima dată aș vrea și mi-aș dori să trecem în revistă 2023. A fost un an greu sau a fost un an aș zice că a fost frumos. A fost un an ca și alți ani, sigur, și greu și cu rezultate și cu realizări. Se puteau și mai multe realizări, dar una peste alta suntem mulțumiți. Am căutat să încheiem anul, să spunem așa, într-o atmosferă de sărbătoare cu spectacolul pe care l-am oferit
elevilor noștri, părinților, apropiaților noștri, cu un spectacol de Crăciun aparte, deosebit. Cei care ați pierdut spectacolul, e foarte greu în perioada aceea de Crăciun, pentru că toate liceele și toate școlile organizează spectacole. Da. Și noi nu reușim să fugim de la unii la ceilalți și nu reușim să vedem toate spectacolele, deși asta ar trebui să facem, pentru că acolo găsim bucurie, copiii ne aduc bucurie. Dar cei care ați pierdut spectacolul de Crăciun, dragii mei, dacă intrați pe pagina de Facebook a Liceului Sportiv, să știți că găsiți filmarea. E un spectacol care merită văzut pentru că el e altfel. Altfel. Am avut un moș care a venit pe Mureș cu caiacul și pe scenă și au fost, mă rog, momente care s-ar fi proprii specifice nouă, cumva altfel decât un spectacol de Crăciun obișnuit. Dar s-a bucurat toată lumea. Da, a fost și o transmisie live a spectacolului. Am căutat să încheiem anul cu bine și am început anul cu bine. Doamne ajută! Mergem la rezultate, Rosi, dacă... Foarte frumos, Rosi, mulțumesc! Uite, Rosi ne-a și pregătit, așa cum ne surprinde el în fiecare dimineață, bucăți din spectacolul de la liceu, de la LPS Cetate Deva. Aici am auzit-o pe doamna spunând... Cosma Georgeta, Jessie spunem noi, și așa o cunosc foarte mult, Jessie Cosma. Da, aici împreună profesori și elevi, colind mai aparte, de început. Încercăm să înțelegem noi cei care nu suntem profesori și nu avem, eu nu am copii, părinții, mereu când povestesc cu ei, îmi povestesc cum reușiți în vremurile astea destul de atipice, să spunem așa, când tinerii sunt bombardați cu tot felul de informații. Cum reușiți să depășiți diferența asta dintre generații, să spune conflictul dintre generații? Ia uitați-vă, dragii mei, la ei și nu sunt de la arte, foarte impresionant. Nu, nu avem puțin apasionați și de instrumente, da. E foarte interesant. Cum depășiți... Nu știu ce să vă care răspund. Care-i secția secretului? Eu tot încerc să o aflu. Mi-am amintit un lucru cunoscut cumva în lumea noastră, și anume faptul că noi, profesorii, rămânem cu mintea unui tânăr de 18 ani. Cam asta ar fi răspunsul. Dar, într-adevăr, ne dau pur și simplu energie, ne fac să... continuăm. Uitați-l pe Moș Crăciun, cum vine. Da. Da, foarte frumos. Dragii mei, dacă aveți timp, vă invit să urmăriți transmisia, chiar merită. Da, sunt câteva momente care noi zicem că sunt de foarte bună calitate în timpul spectacolului. Sigur, câteva momente artistice și sportive. Eu personal apreciez vreo 6-7 astfel de momente care aș spune că sunt de televiziune națională. Chiar dacă poate par lipsi de modestie, chiar asta consider, mai ales văzând ce, mă rog, programe sau emisiuni mai sunt pe diverse canale de televiziune. Da. Ce a adus moșul? Premii? Moșul a adus dulciuri pentru toată lumea, nu neapărat ceva în mod deosebit, dar a fost o mare bucurie, credem noi, din part pentru copii, și am simțit o energie aparte și din partea părinților. Aici sunt cei mai mici de la noi, de la grădiniță, ei au și mai puțină răbdare. Și care toți fac și ei activitate sportivă,
Am câte de vreo 3 ori pe săptămână, câte o oră, au un program integrat. Grădința noastră e doar cu 2 grupe, dar este cu program prelungit și cu activitate suplimentară sportivă, pentru gimnastică, de exemplu. Și să o luăm așa, cu începutul. Eu am rămas surprinsă când i-am văzut pe cei mici. Eu n-am știut, recunosc, probabil că mine mai sunt. Dumneavoastră, în cadrul liceului, aveți de la grădiniță? Da, nu suntem o școală mare, dar avem preșcolar, primar, gimnaziu, liceu și activitate de club sportiv școlar după amiaza, în fiecare zi, până sâmbătă inclusiv. Și, sigur, adesea în weekend-uri, participare la competiții, adică și duminica. O activitate care începe la 8 și se închide spre ora 21-22. Și apropo de bucuria pe care o avem noi și chiar și eu personal, cred că cea mai mare bucurie este să vezi acest lucru de dimineața până seara în fiecare zi, să vezi copii care vin pentru activitate sportivă, mă refer inclusiv după amiaza, și care nu sunt doar elevii noștri, avem elevii noștri sportivi și avem copii care sunt elevi la alte unități de învățământ din municipiul Deva și care fac activitate sportivă pe partea de club sportiv școlar. Și spuneam că bucuria cea mai mare este exact aceasta, să vedem cum părinții aduc către noi după amiaza copiii, cum unii și așteaptă copiii fiind foarte mici până se termină antrenamentul sau vin să și preia. Și acest lucru se întâmplă până la ore târzii din seară. Dacă treceți prin fața liceului, s-ar putea să vedeți adesea astfel de momente. Deci ne bucurăm foarte tare că activitatea sportivă, dorința a copiilor și a părinților care îi îndrumă să facă activitate de acest gen a luat amploare în Deva. Asta este unul din lucrurile bune și foarte bune care s-a petrecut în ultima vreme și cred că încet, încet s-ar putea, cel puțin cei care fac o astfel de activitate, să nu mai fim atât de, să spunem, nemulțumiți de faptul că copiii toți stau cu ochii în telefoane și, să spunem așa, au activitate doar, eu știu, pe jocuri pe calculator, pe rețelele de socializare non-stop și așa mai departe. Asta este un lucru foarte bun, că venind la astfel de activități, aceste preocupări s-au mai redus, cel puțin în cazul celor care fac astfel de activități. Și am trecut, dragii mei, într-o dimineață, bine a punctat domnul director, am trecut într-o dupămasă pe la liceu și era o mare de oameni acolo la poartă și eu am sunat panicată. S-a întâmplat ceva la liceu. De ce? E multă lume aici, știți, de la ANAF, dacă faceți dreapta. Nu se poate, nu s-a întâmplat nimic. Sunt părinții care vin să-și ia copiii. Da. Pentru mine a fost șocant. Chiar sunt mulți. Și dumneavoastră sunteți drăguți. Eu o spun aproape în fiecare dimineață. Țara asta are viitor. Mereu vorbim despre tinerii cu probleme. Dar avem tineri minunați care nu au probleme, dragii mei, care se integrează, pentru că cel mai frumos lucru care se întâmplă în liceele despre care eu tot vorbesc foarte des și nu doar la liceele din Deva, se întâmplă lucruri, acolo socializăm, copiii încep să se deschidă, copiii încep să schimbe opțiunile și din nou amintesc că noi avem parte de 3 tineri minunați produși aici, la Deva, Alin, Andra și Bianca.
Nu toți tinerii sunt cu probleme. O salutăm pe tanti Maria Hinț, e alături de noi, bunica Biancăi, și mulțumim pentru cum a crescut-o și felicităm. E foarte frumos. Adrian Mureșan ne salută, ne zice bună dimineața, o zi frumoasă tuturor, mulțumim. Suntem alături de voi, am văzut că și voi faceți lucruri minunate acolo la Hațegana. Stâncoane Il cu Alina Oana ne scrie felicitări. Astea cred că sunt pentru dumneavoastră. Alina, Monica Cărmăzan, bună dimineața și felicitări, mult succes, mulțumim. Și bineînțeles, alături de noi, domnul Enea Vasile, care deja a și dat like la postare și la prima postare și ne spune bună dimineața. Oameni minunați, oameni între oameni, un om între oameni, știți, Camil Petrescu, dacă ne aducem aminte și spuneam, asta se întâmplă și aici. Un om între oameni schimbă lucrurile și nu întâmplător l-am rugat pe domnul director să ne povestească cum reușește să comunice. Ați văzut cât sunt de mici? Eu tot imaginez domnul director, deci sunt atât de dulci și de simpatici și mă tot gândesc cum găsește domnul director limbajul comun cu acești pitici, acești frumoși, și am văzut foarte multe postări pe Facebook și pe pagina personală a domnului director și pe pagina liceului în care domnul director apare și chiar am văzut acele felicitări în mod direct. Eu spun că Facebook-ul nu e neapărat fals, pentru că în momentele în care răbufnim de bucurie, scriem acolo pe Facebook și pe tineri cred că asta îi încurajează. Da, trebuie tot timpul susținuți copiii, trebuie motivați, trebuie încurajați. Într-adevăr, cei mici sunt în continuare cei mai drăguți, cei mai lipicioși, cei care au nevoie foarte des, cel puțin arată acest lucru, de îmbrățișări și de încurajări. Oricum, consider că toată lumea are nevoie de astfel de îmbrățișări și de încurajări, dar cei mici sunt mult mai expansivi, mai dezinvolți. Sunt totali. Da. Să vă dea Dumnezeu sănătate, eu o spun în cel mai frumos mod și în cel mai sincer mod, să duceți mai departe tot ce ați început aici la Liceul Sportiv. Și spune tanti Maria, bună dimineața, succes elevilor de la Liceul Sportiv alături de profesorilor. Și da, așa e și povestim acum, o luăm pendelete, să vedem despre... cum a fost 2023 și te rog să afișăm și tabelele, dragii mei, de adevărate tabele le-am luat, am zis că le afișăm, că nu putem să-i trecem, ne-ar ajunge 50 de minute de emisiune să povestim despre toți acei copii care apar în acele tabele. Dar le afișăm și dumneavoastră le aveți, ele vor rămâne. Să vedem... Și aici am ați da. Asaftei Tudor Ionuț, clasa a șaptea? Clasa a șaptea. Tudor Asaftei e un sportiv absolut de excepție, de mare viitor. A avut un an senzațional, anul trecut, zicem noi. Sigur, ascensiunea lui sportivă a început un pic mai devreme chiar. Dar anul trecut a reușit să fie absolut de senzație, el și ca lider, ca să spunem așa, și încă vreo 3-4 sportivi pe care îi avem noi de la natație. Da, ați pomenit de Not și de delfinii de la Deva. Delfinii de la Deva. Eu aș vrea încă o dată să zic faptul că datorită acestor copii, a antrenoarei lor, Diana Pascu, a devenit posibil ca Deva să înceapă să existe pe harta natației din România, pentru că acest lucru nu a existat. Am început să atragem atenția tuturor din acest punct de vedere. Tudor
foarte susținut și de familia lui și de, mă rog, toți cei care îl înconjoară, el însuși fiind un copil extrem, extrem de talentat și cu calități deosebite și care face o muncă de antrenament deosebită, a reușit să fie, sperăm noi, un viitor mare notător. Probabil că anul ăsta, anul viitor, deja se va auzi de el, poate și mai mult. Cunoscătorii deja îl au în atenție. Și pe lângă el, sigur, și alții băieți, Robert Jucan, un copil de asemenea deosebit, care învață și foarte bine și de asemenea cu un program extrem de riguros. Aș vrea să subliniez faptul că noi facem notul la bazinul de la Hunedoara și că, sigur, și la Aqualand cu grupele cele mai mici, cu copiii cei mai mici, dar îl facem la Hunedoara și nu este neapărat foarte ușor, pentru că ducem și aducem copiii de la not zilnic, dar ne-am obișnuit deja și cu acest gen de activitate și să sperăm că într-un timp DEF și DEVA va avea măcar un bazin didactic de not pentru toți copiii care își doresc să practice această disciplină sportivă. Ar fi multe de zis, dar timpul va evidenția calitățile pe care acești copii le au, da. Delfinii de la DEVA nu au dezamăgit, scrie o colegă de-a mea. Cadeții de 12 ani, eu am rămas surprinsă la Miercurea Ciuc. Tudor Asaftei, vârful de lance, spune, considerat cel mai valoros sportiv legitimat la secția de natație de la LPS Cetate DEVA, a urcat de 7 ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Robert Jucan s-a întors Robiei acasă cu un trofeu de vicecampion și o medalie de argint. Ștefan Pătruț și Lucas Pintilie sunt ceilalți doi care promit să vină. Da, și care au făcut o ștafetă teribilă. Da, aici sunt și câteva imagini. E premiat chiar de către doamna antrenoare. El este Tudor, da, are și un fizic deosebit. Știți cum, de la el deja nu se mai pune problema să obțină titluri la categoria lui de vârstă, titluri naționale. Deja el este de ceva timp într-o luptă cu el însuși, ca să spunem așa, cu proprii timpi care să fie depășiți. Unii spun, n-aș vrea să se considere că este un viitor David Popovici. Se pare, n-aș vrea neapărat să greșesc, nu spun că 100% vorbesc foarte exact din acest punct de vedere, dar Tudor la momentul acesta și la vârsta pe care o are este peste ceea ce era David atunci. Sigur că în sport lucrurile, în sportul de înaltă performanță, lucrurile sunt nu neapărat lineare și într-o perfectă și logică ascensiune, mai pot fi tot felul de lucruri de parcurs, dar noi sperăm să nu fie și Tudor să ajungă acolo unde își dorește, un mare sportiv și el și familia lui și mai ales antrenoarea lui, care este de o forță incredibilă. Nu fac promisiuni decât atunci când pot. Eu lansez invitația, o să încerc să iau legătura cu Tudor și cu doamna antrenoare, da. Și eu sper ca în cel mai scurt timp să-i cunoaștem, dragii mei, aici la Dale Dimineții, pentru că acești tineri minunați merită să ajungă în casele dumneavoastră prin intermediul nostru, cei de la Hunedoara 1 TV, de la Dale Dimineții, și nu doar pe Tudor. Aș vrea să-l cunosc și pe Robi și da, pe colegii lui, dar încercăm să facem așa lucrurile. Tudor și doamna antrenoare poate vin să ne povestească ce înseamnă munca. Va fi greu să-i prindeți. Acum când vorbim, cred că deja sunt pe la bazin, se apropie cam de dimineață. Se poate seara contacta, dar de dimineața până seara, doamna antrenoare,
și mulți dintre copii sunt la bazin, la școală, bazin, teme și tot așa zi de zi. Poate reușim să-i aducem într-o dimineață veți reuși să ne cu siguranță, dar am vrut să spun ca un program sunt foarte... Sunt muncitor pentru că, da, dragii mei, nu am dat situația școlară acestor tineri, dar eu, așa cum știți, mereu am întrebări. Situația lor școlară este una foarte bună. Asta e impresionant. Cum reușesc acești copii să încline balanța spre mijloc, știți, cu partea aia cu echilibru, să faci și școală, dar să faci și sport. Împreună, eu, cu ei și cu dumneavoastră, cei care sunteți alături de noi, probabil vom găsi cheia succesului. Fac o scurtă pauză, ne scrie Bălan Cătălin, bună dimineața, felicitări, o zi frumoasă. O zi frumoasă și ție și colegilor tăi și vă dorim drum bun și mult succes, dragii mei, pentru că e instructorul coregraf de la Ansamblu Profesionist Drăgan Muntean, care astăzi pleacă spre Cluj, au un spectacol acolo, la Cluj, ne fac mândri că suntem hunedoreni. Vă dorim drum bun și mult succes, promitem să fim alături de voi cu sufletul și cu ochii dacă găsim vreo transmisie live. Dacă nu, vă așteptăm cu filmări. Daniela Enea ne spune bună dimineața și felicitările sunt pentru domnul director, presupun. Mulțumesc, mulțumesc, Daniela, și mulțumesc că sunteți alături de noi, dragii mei. Mergem de la Delfinii, de la Deva, mergem acolo unde... Eu mi-aș fi dorit cândva, o spun cu cea mai mare sinceritate, să pot să ajung. Așa au fost vremurile, nu s-a putut. La gimnastică e un domeniu pe care va rămâne probabil alături de sufletul meu în mod deosebit, pentru că mi-am dorit să fac gimnastică, nu s-a putut, așa a fost. Dar privesc cu încântare de fiecare dată atunci când văd acele frumoase și talentate și delicate și când mă gândesc cât efort și câte vânătăi și câte căzături și câtă muncă până iese un exercițiu de campionat mondial, de campionat european, de jocuri olimpice și mergem spre 2023 pentru că la Deva ați organizat două evenimente de anvergură. Da, așa e și sunt cumva de tradiție. Unele poate au mai avut și, adică au mai avut clar și întrerupere. E vorba de un campionat național de gimnastică individual, care de obicei se face la Deva în fiecare an spre finalul acestui an. Și de asemenea un concurs național de gimnastică aerobică, care e de regulă prima competiție națională, primăvara. Anul acesta o să fie în luna aprilie, de obicei este în luna aprilie-mai, competiție care a ajuns la peste un sfert de veac de ediții organizate la Deva. Noi avem cele două ramuri, discipline sportive, în continuare cu sportive și sportivi la loturile naționale de juniori, atât la gimnastica aerobică cât și la gimnastica artistică și chiar gimnaste în lotul național de seniori și olimpici și care se pregătesc pentru Jocurile Olimpice de anul acesta de la Paris. În continuare, la Deva, dacă funcționează cele două centre de pregătire, un Centru Național Olimpic de Pregătire a Juniorelor, un lot național, așa cum se știe, dar, într-adevăr, în ultima vreme și în perspectiva Jocurilor Olimpice, gimnastele mari din lotul de senioare al României fac foarte multe deplasări. Acum când vorbim, sunt într-un cantonament în Franța, lângă Paris, se pregătesc, se acomodează cu atmosfera, să spunem așa, pariziană, care se de olimpiadă care se apropie. Și sperăm să aibă în primul rând mult noroc acești sportivi. Ei sunt sportivii de la gimnastica aerobică junior, Bianca Câmpan, care a avut un an foarte bun la campionatul european de juniori, și Bianca și Daniel Anton,
De asemenea, au luat, pentru că au luat locul întâi cu echipa și nu numai, și la anumite probe, 1, 2 și 3, medalii de aur, argint sau bronz. Și în timpul rând au obținut rezultate și la Balcaniadă, din câte mi-amintesc, la campionat Balcanii. Sunt sportiv de viitor, cu care ne-am mândrit și ne mândrim în continuare anul trecut și anul acesta și în anii din urmă. Sunt clasa 10-a, au 16-17 ani. Da, de la gimnastica aerobică. Are emoții, domnul director, când sunt fete câți copii minunați are. Odată, știți cum se întâmplă, îi vede în fiecare zi. Și în cadrul unei emisiuni de genul acesta, îi vezi pe toți la oaltă și într-un timp foarte scurt și simți așa că are emoții, pune suflet. Cum reglați inimioara la fiecare concurs? Dumneavoastră puneți suflet pentru toți. Da, da, chiar nu știu ce să vă răspund. Ne-am obișnuit și încercăm să îi susținem, pentru că știm că ei își doresc în primul rând să reușească, părinților, antrenorilor și automat, sigur că și eu. Mie îmi place foarte mult să recunosc, să observ și să sprijin cu tot ce se poate activitatea lor curentă, ca să spun așa. Nu știu cu ce îi sprijină, găsim până la urmă ce... Păi, le spune ceva tot care... felul. Da. Le spune ceva, nu știu ce, vom descoperi până la urmă, pentru că sper să ne mai întâlnim cu domnul director. Echipa feminină de gimnastică a României, prezentă la campionatele mondiale de gimnastică de la Antwerp, și-a atins obiectivul major, calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Și aici dăm citire. Ana Maria Bărbosu, zic bine? Da. Sabrina Maneca Voinea, da. Și Lilia Cosman. Da. Amalia Ghigoarță. Da. Fetele sunt de la LPS Cetate de la... Sabrina nu este eleva noastră. Ea se pregătește la București, dar este o sportivă de mare perspectivă și de viitor. În schimb, celelalte, da, sunt elevele noastre. Pe linie sportivă nu toate ne reprezintă pe noi, adică Cetate Deva. Amalia, da, ne reprezintă. Lilian Cosman ne reprezintă, din cele pe care le-aș citit și care au participat în Belgia, la europene, și au obținut într-adevăr o calificare la Jocurile Olimpice după două ediții în care România n-a a avut participare la Jocurile Olimpice. De aceea acum suntem într-o perioadă în care, sigur, se consumă, ca să spunem așa, multă energie și se face absolut tot ceea ce este posibil ca participarea de la Paris să fie una de excepție cu aceste sportive sau cu altele care n-au fost în echipa de anul trecut, dar care vor avea dreptul să participe, pentru că trebuie spus că între timp și alte gimnaste au devenit senioare. Evident că echipa pentru Jocurile Olimpice nu este stabilită, suntem doar la început de an, dar se va stabili până la Jocurile Olimpice. O să fie din nou un campionat european la gimnastică și pentru senioare, cum zicem noi, și pentru junioare în Italia, la Rimini, și de asemenea un număr de alte competiții pregătitoare, în așa fel încât... Deci vom mai avea emoția anul ăsta de la Jocurile Olimpice. Da, sigur că da, sunt competițiile premergătoare și chiar sunt competiții importante, cum am spus, acest campionat european până la Jocurile Olimpice, care sunt înspre finalul verii. Încercăm să rămânem aproape de ei și poate reușim, dragii mei, să le încurajăm și nu se știe niciodată, să avem speranța că încă o dată Deva va fi pusă pe harta lumii. Nu se știe niciodată cum va reuși o altă sau alte minunate gimnaste care se antrenează și cresc aici la Deva, așa cum a crescut și Nadia.
Nu se știe niciodată când retrăim acel moment Montreal. Ne salută Sergiu de la librărie. Bună dimineața, cum stai cu cafeaua, dragul meu? Mulțumim că ești alături de noi și ne saluți. Mergem la fotbal și am văzut Cupa Big FM, îl salutăm pe Marius Dragomir, e drag, alături de tineri, foarte frumos, o tradiție Cupa Big FM. O tradiție, da, Cupa Big. Avem mai multe ediții pe care s-a întâmplat chiar noi să le și câștigăm, ca și ediția din 2023. Ce să vă zic, pentru noi e o confirmare, da, și o bucurie, pentru că, într-adevăr, destul de mulți băieți fac această activitate sportivă în școală, joacă și la mai multe echipe, prin toate zonele și aproape prin toate, să spunem așa, campionatele, inclusiv la fotbal de sală. Dar noutatea anului trecut, și aș vrea să subliniez acest lucru, este faptul că am început o activitate și noi de fotbal feminin și cu fete de la noi din școală, unele care cărora pur și simplu le place fotbal, și sperăm ca această activitate să continue și anul acesta să obținem în competiții specifice școlare chiar și alte rezultate, pentru că ambiție este, dorință este, chiar dacă nu vorbim încă de, nu știu, neapărat performanțe, dar faptul că am pornit această activitate, eu zic că e un lucru altfel pe care l-am făcut noi anul trecut și pe care dorim să-l continuăm. Mai ales că fotbalul feminin e în continuă, e în plină dezvoltare și pe plan mondial și pe plan european, și în România este încurajat această activitate, este susținută. De asemenea, tot cumva ca noutate, cu idee de anul trecut, dar a început anul acesta, un curs în cadrul unui proiect cu Federația Română de Fotbal și Asociația Județeană de Fotbal, un curs de arbitraj. Este o nevoie acută, ca să spunem așa, de arbitrii. Sunt foarte multe competiții. Vă spuneam că s-a dezvoltat activitatea sportivă în județul Hunedoara, nu numai la noi, în general, în tot județul. Sunt foarte multe competiții sportive, pentru că sunt diverse categorii de vârstă, e nevoie sigur și de foarte mulți arbitri care să se pregătească. Și aici foarte interesant că sunt destul de multe fete care își doresc să desfășoare această activitate în arbitraj și să o dezvolte în România, așa cum vedem că se întâmplă și prin alte țări, și cu siguranță că acest lucru se va întâmpla și la noi. Când spunem Asociația Județeană de Fotbal, ne gândim la Cristi, noi l-am pomenit. Ne gândim la domnul Cristi Petrean, care e sufletul, să spunem, acestei asociații, care este nu neapărat foarte vizibilă, dar care realmente are o activitate care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și care este și foarte prezentă. Și pot eu să spun, dacă dânsul nu, este și foarte apreciată, este una din cele mai apreciate asociații de fotbal din România, de către Federația Română de Fotbal, sigur, care este forul de deasupra noastră pe această linie fotbalistică. Și cred că se și vede, poate nu neapărat are legătură, dar într-adevăr fotbalul în județul Hunedoara, ați văzut că a crescut foarte mult, ales în municipiul Hunedoara, cu o echipă Corvinu excelentă în Liga a doua și dorim succes în continuare. De asemenea, ați văzut că a crescut foarte mult și la Deva, cu o echipă în Liga a treia, care și ea este deocamdată, când vorbim, pe locul întâi. Și ceea ce este foarte important, sunt de asemenea niște sute bune de copii pe categorii de vârstă care desfășoară această activitate sportivă începând de la 7-8 ani în cadrul organizat.
și, sigur, și cu implicarea noastră ca liceu sportiv, că ăsta este și rolul nostru, al asociației județene, al primăriilor care sunt implicate în această activitate, inclusiv primăria Deva aici la noi. Da, să sperăm că va fi din ce în ce mai bine și din acest punct de vedere. Doamne ajută! Pentru un sport foarte iubit. Pentru că toți băieții, cum spun eu, dacă îi întrebi cam ce vor sau cum, ei vor să facă fotbal. Știți? Și doar băieții, că rămâneam la proiectul lui Cristi Pădrean și fetițele, cum v-am spus. Cristi Pădrean avea în anii trecuți, nu știu dacă mai are un proiect cu fetițele. Playmakers, cu cele micuțe, da. Și noi am fost implicați, acum am văzut că a început la Simeria acest proiect și foarte bine, da. Așa că, dragile mele, fotbal. Da, nu altceva, dacă nu facem gimnastică, facem fotbal. Eu tot mă apuc de când am început ale dimineții, vreau să fac dansuri, acum poate fac fotbal, nu știu, poate până la urmă reușesc să fac vreun sport. Nu cred, vorba lui Rosi, n-am ajuns la înscrierile de la ansamblu, deci ca să dăm din casă. Mergem la canotaj. Da, avea dreptate Rosi că o să mă aplaudă, m-a și aplaudat în această dimineață, eu recunosc, mi-a culpa. Nu m-am apucat de sport, dar fac o genuflexiune în fiecare dimineață la recomandarea lui Doru Dorobăț și în prezența lui Rosi, ca să am și martori. Dragii mei, mergem la canotaj pentru că mergem la caiac pentru că emisiunea merge pe repede înainte. V-am spus că nu o să ne ajungă 50 de minute de emisiune, dar mai veni mai des să vedem și mergem acolo unde eu n-am înțeles. Mi-aduc aminte când l-am întâlnit pe domnul director Adrian Liga prima dată, vă aduceți aminte ce șocată eram cu... Da. Cum să te gândești în sufletul Transilvaniei să-ți faci echipă de caiac? Și ei merg mai departe, aduc premii, sunt mai mult decât miraculoși. De aici a venit Moș Crăciun. Noi am început invers emisiunea. Moș Crăciun a venit pe Mureș cu echipa. Domnul antrenor e domnul Mureșan. Domnul Mureșan, da, și aici, sigur, contează foarte mult antrenorul, coordonatorul, sufletul acestei secții, care este domnul profesor, precum la NOT, Diana Pascu, de care vă spuneam, și care a reușit de când a venit. Da, noi am avut, a fost cu ani în urmă o tradiție a canotajului la Deva, care, din păcate, a trebuit să fie întreruptă, pentru că nu mai avea cine să facă această pregătire, dar de când noi lucrăm cu domnul Alex Mureșan, lucrurile s-au dinamizat, adică s-a pus pe picioare această secție de caiac, care este și, zicem noi, destul de bine dotată, pentru că s-a consumat multă energie și pentru acest lucru, pentru că bărcile pe care le au sportivii noștri sunt chiar bărci profesionale și bărci deosebite și care, sigur, sunt pe meritul efortului pe care îl depun atât băieții la această disciplină, cât și fetele, după cum vedeți. Și nu în ultimul rând, și anul trecut, ca și în anii precedenți, avem în continuare sportivi în loturile naționale de juniori. Noutatea anului trecut la această disciplină sportivă, care a început cumva să ne obișnuiască cu zeci de medalii naționale și titluri, dar noutatea anului trecut a fost faptul că am avut neoficial cumva, dar e foarte important pentru ei, prima participare la o competiție în afara țării de caiac. Domnul profesor a mers în campionatul de fond de caiac francez și de viteză și chiar a fost cu domnișoara Andreea Mureșan chiar un rezultat deosebit acolo, obținut în Franța. Am spus că a contat foarte mult pentru că noi în România, în general, avem nevoie să vedem ce se întâmplă
și în alte țări în legătură cu anumite discipline sportive, să vedem, mă rog, nivelul de acolo, condițiile de pregătire de acolo, lucru care se adaugă în experiența pe care o dobândesc zi de zi, an de an, sportivii noștri. Și sperăm că va fi bine. Sigur că sunt planuri și pentru acest an, importante atât pe linie sportivă, se visează la organizarea unei competiții aici, dar mai ales, mă rog, un proiect de modernizare acolo a bazei, pentru că ar fi lucruri de făcut dacă vrem să facem și competiții. Sunt proiecte, multe. Să vedem cum avansăm și anul acesta. Rămânem la cuvântul proiecte. Nu-l trecem mai departe, pentru că mai avem foarte puțin din emisiune. Câte proiecte s-au realizat? Câte vă doriți să le realizați? Dacă le luăm așa, care a fost proiectul de suflet care s-a îndeplinit și care e proiectul care vă dă cea mai mare bătaie de cap și vi-l doriți totuși pentru liceul, pentru LPS Cetate de Lua? Păi o să fiu foarte concret și cum vine, pentru că sunt multe și poate, cum ați zis, nu este timp. Anul trecut s-a încheiat un proiect pe programul operațional Capital Uman numit Hai afară, joacă-te, învață, fii mai bun. Și în acest proiect noi am avut ca parteneri liceul de la Gioagiu, al domnului Octav Cișmașiu, și Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu împreună cu o asociație, Aladin. E un proiect care s-a derulat anul trecut, care s-a și finalizat cu succes și un proiect foarte drăguț și foarte apreciat de copiii care au participat. E vorba de vreo 320 și vreo 5 de copii, de la, cumva în mod egal, de la cele 3 unități de învățământ, cu tabere, cu premii, cu activități cumva de învățare altfel, afară și mai departe. De asemenea, proiectul care vrem neapărat cumva să avanseze anul acesta este cel legat de reabilitarea sălii de sport de la fostul liceu Traian, pe care noi avem în administrare și care este în plină reabilitare, de care sperăm să se întâmple acest lucru, să se finalizeze, adică, și să ne bucurăm cu toții de acea sală, că nu prea avem săli în Deva. Atât noi, mai ales cu voleiul, ca activitate ce se desfășoară acolo și nu numai, cât și toți copiii din municipiul Deva. Mai sunt și alte proiecte, proiecte Erasmus, proiecte de dotări. S-a semnat la începutul acestui an proiectul, dar nu numai noi, ci și alte licee din țară, de dotare cu laboratoare inteligente, acele proiecte pe Smart Lab. Așteptăm să se finalizeze, să se producă achiziția și pentru acel proiect mare de dotare cu mobilier, de care vor beneficia toate școlile din municipiul Deva, de exemplu, inclusiv noi, și așteptăm și pe acela cu nerăbdare. Sunt mai multe cumva astfel de proiecte. Da. Am văzut într-o postare că se joacă basket. Se joacă basket, da, weekendul acesta, da, și ne bucurăm pentru că campionatul național de basket de juniori 18 e în plină desfășurare, chiar dacă suntem în alt an. E sezonul competițional ca și la fotbal și este o echipă extrem de inimoasă și extrem de ambițioasă. Ne bucură în ultima vreme cu rezultate deosebite, cu victorii, și sperăm să ajungă cât mai sus acești copii, care în principiu sunt clasa a 11-a, a 12-a, elevii noștri, dar încă o dată aș vrea să subliniez și elevii altor licee din municipiul Deva, cum este Colegiul Național Decebal sau alte licee. Ne bucurăm de ei și de asemenea la volei fete încă avem competiția în desfășurare 2023-2024,
la Volei Fete, unde și acolo sperăm să îi bucurăm cu rezultate familiile fetelor care se antrenează cu domnul Liviu Grădinaru, la basket cu domnul Stoicovic și cu domnul Reclaru, junior. Așa că avem cumva încredere, mai ales că la jocuri e, să știți, un picuț mai altfel decât la sporturile individuale și cu atât mai mult ne bucură rezultatele bune care se obțin și la aceste discipline sportive. Și trebuie să subliniez și faptul că basketul e un sport extrem de iubit și aici pe plan local și probabil, cum știți, și în România. România și în lume, basketul strânge, da. Și până la urmă să nu uităm că e un sport care produce foarte mulți bani, adică dacă sportivii noștri performează și pleacă de aici cu talent, mai adaugă și foarte multă muncă, mai găsim și niște antrenori care să-i susțină, nu știu cum va fi, pentru că aici, am spus, fabrică de talente. Cât la sută e talent și cât la sută e muncă, n-am descoperit încă, sau cred că diferă de la caz la caz, ca să tracem prima concluzie, dar nu renunțăm. Așa cum am spus, sperăm, uite, campioni precum Tudor să vină să ne spună cât la sută e muncă, cât la sută e talent și cât la sută e... Da, acolo mai sunt rezultate și de la atletism, mai deosebite și cu copiii de viitor, la gimnastică artistică, după cum se vede cu domnișoare la vârste mai mici, dar care au început deja să obțină rezultate. Și vedem acolo luptă liberă, da, judo. Kayak, da, la lupte sunt câțiva copii care s-au remarcat în competițiile naționale, de asemenea la judo, volei am spus, o să vedem ce se întâmplă în continuare, și la basket, kayak, avem și handball, încercăm de asemenea. Cam astea sunt activitățile, dar pe lângă acestea, da, sunt și celelalte activități, mai ales activitățile legate de proiecte, și încercăm să avem o gamă largă de activități, adică nu numai activitate strict sportivă. Spre exemplu, am avut domnișoare care au fost premiate ca în fiecare an în ultimii ani și de la noi la acea competiție numită un condei numit Fair Play și care este, mă rog, apreciată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și este în același timp și pe calendarul activităților sportive școlare, și aceasta pentru că sunt câțiva copii care au și, să spunem, talent literar sau chiar gazetăresc și de la noi. Da, și la competiții suntem prezenți, no, și la competițiile care sunt foarte frumos organizate de către Biblioteca Județeană și activitățile care se întâmplă acolo, absolut excelente. Noi le onorăm de ani de zile cu copiii pentru că credem în valoarea acestor activități, fie dedicate lui Eminescu, fie acea competiție Citești și Câștigi, unde, mă rog, am reușit să ajungem până la un anumit nivel, anul ăsta este important. Sunt mai multe, mă rog, activități, încercăm să acoperim în funcție de calitățile pe care le găsim la copiii noștri, nu neapărat numai cele sportive. Interesant e că sunt și unii sportivi care participă, evident, și la celelalte activități, dar încercăm să îi valorificăm pe cât mai mulți în diverse activități. Foarte frumos spus. Ar trebui să rămânem în minte cu cuvintele domnului director. Și eu, așa cum am spus și o spun și mă repet, eu sper să reușim să aducem acești tineri în casele dumneavoastră, în sufletele dumneavoastră, prin intermediul televiziunii, prin intermediul acestei emisiuni de ale dimineții. Rând pe rând,
cumva o să aducem elevi și de la liceul de artă, și de la liceul sportiv, și de la celelalte licee, unde elevii performează, la informatică, la robotics, la robotică, o să avem, da, o activitate, să vedeți despre ce vorbim aici la DEVA, la liceul Decebalt. Nu renunțăm nici eu, nici Rosie, să promovăm aceste frumoase talente, acești copii minunați, care până la urmă, să nu uităm, dragii mei, sunt viitorul nostru. Până una alta, da, rămânem la bibliotecă, mergem la ora 10, vă așteptăm și pe dumneavoastră, astăzi sărbătorim Mica Unire, dacă veniți alături de noi la ora 10 la Biblioteca Județeană, veți vedea despre ce e vorba și cum se va desfășura această manifestare, așa cum a spus și domnul director, după ce se va depune o jerbă acolo la... Da, așa e, avem tradiția, da, la locul unde a poposit Alexandru Ancuza, da. Îndeva. Ne ducem la sala de lectură, pentru că acolo se va desfășura un concurs. Vă așteptăm alături de noi, să-i susținem pe tine, să vedem ce se întâmplă, să rămânem alături de echipa de la Biblioteca Județeană, pentru că, da, fac lucruri minunate. Vorbim despre familie și despre tradiții și rog pe Rosie să pregătească un PP, pentru că astăzi o să fie, pentru mine astăzi e o zi un pic diferită, povestind de acești tineri minunați, povestind despre tradiții, despre familii care se pun la oaltă, poate nu vorbim suficient despre acest lucru, familii care se pun la oaltă, când te pui la oaltă, la o masă, la o masă de sărbători sau la o masă în fiecare zi. Și acolo, la masă, familia Țurcanu, casa Țurcanu, respectă tradiția și ne aduce aminte de copilăria noastră. Aceste gusturi, aceste produse ne aduc aminte că familia e la bază și că noi toți, alături de familiile noastre și tinerii noștri și tinerii sportivi, au familii care îi susțin. Noi o felicităm pe Bia și pe Dani, sperăm să nu cedeze și să reziste, să ne aducă de fiecare dată la masa din familie aceste minunate bunătăți de la Bunătăți din Hunedoara. Îi găsiți, dragii mei, în piața agroalimentară din DEVA. Aici, aproape de noi, că nu suntem departe. Ne apropiem de final și e greu să-ți găsești cuvintele, să te desparți de oameni minunați. Eu cred că pot să spun doar atât. Încă o dată vă felicit. Mulțumim. Și vă felicit pentru că după o absență de 2 ani de zile vă găsesc mult, mult mai departe decât unii se așteptau, să spunem așa. Felicitări pentru tot ce faceți acolo. Mulțumim. Se vede că s-a evoluat. Am lăsat secția de caiac într-o fel, am găsit altceva. Ne-ați impresionat cu delfinii de la DEVA, da, pentru că dacă acești tineri degeaba au talent, dacă cineva, dragii mei, nu găsește calea ca acești copii să evolueze, nu vom face niciodată performanță. Deci felicitări dumneavoastră. Mulțumim. Profesorilor. Mulțumim. Antrenorilor. Le transmit, au nevoie, avem toți nevoie și de... Din partea noastră toată. Mulțumim. Încrederea și toată susținerea. Și dragii mei sportivi, important e să participați. Sigur. Noi ne bucurăm, da, pentru toate rezultatele pe care le aduceți și ne fac mândri toate medaliile pe care le aduceți. Dar e important e să participați. Asta e marea realizare. Aici ne luăm la revedere până mâine dimineață, când ne vom revedea din nou aici la Dale Dimineții alături de Sorin Tingu, directorul Muzeului Corvinilor din Hunedoara. E o zi deosebită, 24 ianuarie, povestim despre Mica Unire, dar povestim și despre pasiunea pentru istorie. Până mâine dimineață, nu uitați, dragii mei, iubiți și dăruiți din iubirea voastră, așa cum fac cei care aduc rezultate. Ne iubesc și ne aduc bucurie.